Seara aceasta vom începe, cred că, o serie de 5 mesaje pe cele 5 sole ale reformei. Un sumar foarte rapid este sola scriptura, care înseamnă numai scriptura, da? Sola, solus înseamnă numai. Sola scriptura, sola fide înseamnă numai credința, solus Christus înseamnă numai Hristos, sola grația înseamnă numai harul și soli Deo gloria, slava să fie numai lui Dumnezeu, da? Într-un anume sens, prima solă, sola scriptura, numai scriptura, este baza tuturor celorlalte pentru simplu fapt că nu poți să crezi numai în Hristos, pentru că pe Hristos îl găsești în scriptură. Nu îl găsești aparte de scriptură, da? Nu știi, iar pe Hristosul pe care îl găsești în scriptură nu îl poți primi decât numai prin sola fide, numai prin credință, da? El îți este oferit de Dumnezeu numai prin har, numai sola grația și toate lucrurile acestea numai pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu nu împarte gloria cu nimeni. Voi aborda acest studiu în următorul mod. Întâi ne vom uita la ce nu înseamnă sola scriptura, sunt mai multe confuzii decât lucruri clare cu privire la principiul acesta. Apoi ce presupune sola scriptura. După aceea, de ce avem nevoie de acest principiu al solei scriptura. Ne vom uita apoi la câteva atacuri din postmodernism și în final, ce spune Biblia despre principiul ăsta, sola scriptura. În primul rând, ce nu înseamnă sola scriptura. Și aș vrea să fiți atenți la aspectul acesta, pentru că sunt foarte multe confuzii în mediul protestant. Faptul că protestanții și apoi neoprotestanții evanghelici au respins tradiția bisericii, ei au înțeles din faptul ăsta foarte multe lucruri greșite care nu înseamnă sola scriptura. Reformatorii ar fi oripilați dacă evanghelicii de astăzi le-ar spune ce înțeleg ei prin sola scriptura, pentru că ei n-au înțeles lucrurile alea prin sola scriptura. Ce nu înseamnă sola scriptura? Sola scriptura, fiți atenți, nu înseamnă că Biblia este singura autoritate. Ați auzit foarte bine. Sola scriptura nu înseamnă că Biblia este singura autoritate. Vă rog să-mi dați exemple de alte autorități față de care noi trebuie să fim supuși pe pământ. Copiii față de părinți, soția față de soț, cetățenii față de autorități, membrii adunării față de cei pe care Dumnezeu i-a pus peste. Sunt foarte multe tipuri de autoritate în lume pe care chiar sola scriptura ni le prezintă. Deci, numai Scriptura ne spune că mai sunt și alte autorități pe lângă Scriptură. Deci, principiul sola Scriptura nu înseamnă că Biblia este singura autoritate, ci înseamnă că Biblia este autoritatea supremă sau finală. Adică, toate celelalte autorități sunt supuse autorității finale sau supreme ale Scripturii. Doar autoritatea care se pune sub autoritatea Scripturii este și autoritatea mea. Restul trebuie respins. Sau doar atâta timp cât o autoritate se supune autorității Scripturii, eu ascult de ea. Când ea nu se mai supune autorității Scripturii, eu nu mai ascult de ea. De exemplu, statul în anumite privințe se supune autorității Scripturii, ascultăm de el. Dacă statul ne-ar obliga să căsătorim homosexual, noi îi spunem nu! Noi facem ce ne spune Sfânta Scriptură, pentru că Scriptura reglementează chestiunea aia foarte clar. 2. Sola Scriptura nu înseamnă că Biblia este singura carte de informație. Nu înseamnă că este singura carte de informație, chiar în ce privește lucrurile duhovnicești. La ce mă refer? Mă refer că există de-a lungul viacurilor mulți oameni care au adus, de exemplu, o înțelegere mai clară, precisă asupra unor pasaje din Sfânta Scriptură. Sau că există oameni de-a lungul viacurilor care au avut abilitatea pentru generația lor să aplice într-un mod special Sfânta Scriptură. Dar fiți atenți la cuvintele pe care le-am folosit. M-am referit, am spus în primul rând că oamenii aceștia au adus o interpretare asupra Sfintei Scripturii sau au adus o aplicare asupra Scripturii. Deci ei n-au adus informație nouă pe lângă Scriptură. Da? Ci ne-au ajutat în interpretarea Sfintei Scripturi sau în aplicarea Sfintei Scripturi. Ei n-au modificat conținutul Sfintei Scripturi. Sunt trei cuvinte importante. Conținutul Scripturii, interpretarea Scripturii și aplicarea Scripturii. Când faci interpretare și aplicare, ceea ce facem noi de fiecare dată, noi folosim același material, noi nu schimbăm materialul. Da? Așadar, avându-i pe oameni, avem comentarii, avem cărți, noi le citim
Și nu spune, domnule, Scriptura e de ajuns, nu mai ce timp nicio carte. Nu! Oamenii aceia au o abilitate, un dar de la Dumnezeu ca să-ți aplice poate Scriptura mai bine. Sau să te ajute în interpretarea unor pasaje din Sfânta Scriptură. Deci, nu înseamnă că Biblia este singura carte de informație. 3. Nu înseamnă că tradiția este neimportantă sau greșită. Nu că tradiția n-ar fi greșită în multe locuri. Dar nu înseamnă sola Scriptura că tradiția este neimportantă. Când spun numai Biblia, nu înseamnă că n-am nevoie de tradiție. Dacă noi cităm din mărturisirea la 1689, nu știu cum să vă spun, sunt aproape 400 de ani. Asta înseamnă tradiție. Deci tradiție în toată regula. În toată regula. Deci principiul acesta nu înseamnă că tradiția este neimportantă. Da? Tradiția pentru noi evanghelici cred că poate să însemne o anumită mărturisire de credință sau crezuri, anumite crezuri. Poate să însemne tradiția catehisme pentru adulți și copii, ceea ce noi încuvințăm. Poate să însemne literatura unor oameni proeminenți din gruparea creștină din care facem parte, da? Comentarii scrise de ei, explicații scrise de ei și așa mai departe. Noi le acceptăm lucrurile acestea, le primim. În același timp nu spunem că ele sunt infailibile ca Sfânta Scriptură și le judecăm pe toate după Sfânta Scriptură. Asta este diferența. Dar nu înseamnă că tradiția este neimportantă. Uitați ce spune Spurgeon despre mărturisirea de la Londra, de la 1600, da? Spun 1600 anul general, mai. Auziți ce spune Spurgeon. Acest document străvechi este prin excelență întruchiparea lucrurilor crezute cu tărie printre noi. El nu a fost emis ca o regulă autoritativă sau un cod al credinței prin care să fie legat, ci ca un mijloc de edificare în neprihănire. Este o expresie excelentă, deși nu inspirată. Excelentă, dar nu inspirată. A învățăturii Sfintelor Scripturi prin care toate mărturisirile ar trebui verificate. Da? Prin Scriptură. Afirmăm adevărurile umilitoare ale Harului suveran al lui Dumnezeu în mântuirea păcătoșilor pierduți. Mântuirea este numai prin Hristos și numai prin credință. Deci el afirmă mărturisirea de credință, dar spune, ea nu are aceeași autoritate asupra noastră cum are Biblia. Și mărturisirea aia trebuie judecată după Biblie. Mărturisirea aia nu spune toate lucrurile de care noi avem nevoie. Lipsesc anumite domenii importante din ea. Dar avem Sfânta Scriptură. 4. Și aici este cea mai frecventă eroare în înțelegerea principiului sola Scriptura. Sola Scriptura nu înseamnă că un individ este autoritate finală în explicarea Scripturii. Adică, noi nu credem că un individ, el singur cu Sfânta Scriptură, poate decide ce înseamnă Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură înseamnă ce înseamnă, ascultați-mă, Sfânta Scriptură înseamnă ce înseamnă că eu exist sau nu. Biblia tot înseamnă lucrurile alea care scrise acolo, da? Semnificația textului nu se schimbă că eu interpretez pasajul bine sau prost. Semnificația textului rămâne acolo după cum a rânduit-o Dumnezeu prin autorul original. Sunt mulți oameni care astăzi stau în fața textului Scripturii și spun, dar textul ăsta spune clar următorul lucru. Nu, domnule, înțelegi tu că ar spune lucrul respectiv. De exemplu, am avut azi un dialog cu cineva și el spune, citat din Iacov, că omul nu este socotit numai prin credință, ci și prin fapte. Asta spune Iacov, da? Luăm un exemplu, un caz. În momentul în care tu spui cuvântul socotit, neprihănit, catolicul înțelege ceva, baptistul înțelege altceva. Când spui credință, poți să înțelegi o doctrină a Sfintelor Scripturii, poți să înțelegi încrederea ta în Domnul Iisus Hristos sau poți să înțelegi o anumită hotărâre. În Biblie mai este folosit termenul credință cu sensul acesta. Sensuri multiple, semnificații multiple ale termenului. Așa că tu când auzi din sală cel neprihănit va fi socotit prin credință, tu automat crezi că a fi socotit neprihănit înseamnă o declarație juridică a lui Dumnezeu, dar textul nu spune asta. Mintea ta proiectează asupra cuvintelor aia înțelegerea asta. Va fi socotit prin credință și tu înțelegi prin credință când îmi pune o încredere în Domnul Iisus, dar textul nu spune când îți spui tu încrederea în Domnul Iisus. Spune numai prin credință. Vedeți așadar, tu când auzi niște cuvinte, mintea ta automat proiectează sau inserează în cuvântul ăla ceva. De exemplu, Ana are mere. Dacă ți-ar spune sora Liliana, Ana are mere, la care Ana te gândești? La fata ei. Dar de unde știi tu că se referă la fata ei?
Mintea ta automat a făcut o conexie pe care ea nu ți-a permis-o. Ea nu ți-a spus în propoziția că Ana mea are mere. Așa te-ai gândit tu. Da? Dacă ai citit într-un text Ana are mere, tu spui da, Ana are mere. Nu, dar poate textul a fost scris acum 50 de ani. Ana nici nu mai există, nu mai are niciun măr Ana. Nu mai are nimic Ana, nu există nici ea. Vedeți așadar, fiecare text are necesar ca să fie interpretat cele mai banale propoziții. Noi inserăm Ana are mere. Nu spune că a avut mere? Nu spune că va avea mere? Nu spune de ce are merele? O fura merele? I l-o da cineva? Loculese ea din grădina ei? Din livada ei? Nu spune textul. Tu te-ai putea gândi, Ana are mere? Păi i l-o da cineva. De unde știi că i l-o da cineva? Automat mintea ta proiectează asupra celor mai banale expresii din Sfânta Scriptură ceva concept. Ana are mere. Ce mere îți imaginezi că are Ana? Roșii, nu? Poate nu sunt roșii. Poate sunt botul iepurilor, poate sunt Ionatan. De unde știi tu că sunt roșii? Mintea ta, tu când auzi cuvântul măr, îți vine o imagine în cap. Dar e greșit, de unde știi tu că Ana are merele alea? Vedeți așadar, ce vreau să spun este că individul când zice, dar textul spune clar următorul lucru, nu prietene. Claritatea e doar în mintea ta cu privire la ce crezi tu că ar spune textul. Nu că textul chiar spune asta. Ca să dovedești că ceea ce ai tu în cap e ceea ce spune Biblia, trebuie să argumentezi. Trebuie să aduci argument, să demonstrezi că lucrurile sunt în felul acesta. Așadar, ceea ce înțelege evanghelicul astăzi prin sola Scriptura, înțelege că el stă singur cu Sfânta Scriptură și poate să-ți dea cu Biblia în cap. Păi Biblia spune lucrul ăsta. Nu. Adică ce spune Biblia? Și el îți explică. Asta crezi tu că spune Biblia? Textul spune altfel. Și eu am împins mulți oameni în discuții pe niște propoziții banale. I-am împins să le demonstrez și să le arăt faptul că ei își imaginează lucruri pe care eu nu le-am spus în propoziția aia. La fel cum v-am spus de Ana are mere. Omul își imaginează niște lucruri pe care eu nu le-am spus. Da? Într-adevăr, e foarte greu să rămâi cu un concept ăsta abstract în cap, Ana are mere. Nu știu care Ana, nu știu dacă e un text pe care îl citezi și nu mai există textul ăla și Ana aceea la care te referi tu și nu știu despre ce mere vorbești. Nu mai are niciun sens propoziția aproape, nu? E ceva foarte abstract. Poate să fie real, dar nu știi nimic despre ce e vorba, da? De aceea un material suplimentar, contextul, e foarte important ca să hotărăști care Ana, când a avut Ana mere și de care mere a avut, dacă textul lămurește chestiunea asta, da? Am dat doar un exemplu. Eu cred că ar trebui să lăsăm o leacă pe ortodoxi și în pace și pe catolici, că ei, mulți dintre ei, sărmanii, nici nu cunosc Sfânta Scriptură, pentru că cei mai mari oponenți ai Sfintelor Scripturii astăzi sunt evanghelicii. Am scăpat de un papă care vorbește... În mod absolut vorbește ex-catedra, din scaunul papal, cu autoritate de la Sfântul Petru și vorbește infailibil, fără grejeală. Și avem acum, în loc de un papă, milioane de papi din ăștia mai micuți, care toți pot să ia Kalashnikov-ul cu versete din Biblie și să stragă în cap și să spună așa spune Biblia, așa spune. El se referă de fapt la înțelegerea lui asupra Scripturii. Și toți să cred autoritate în materie de Sfântă Scriptură. 5. Ce nu înseamnă sola Scriptura? Nu înseamnă că Biblia nu trebuie interpretată. Discutam astăzi cu, dacă aș putea să-l numesc un prieten adventist, încă nu știu dacă e frate, o să mă lămuresc în viitor apropiat, discutam cu un prieten adventist și el spunea, textul ăsta nu are nevoie de interpretare. Nu, cum v-am spus, Ana are mere, are nevoie de interpretare. Orice spui are nevoie de interpretare. Când soțul și cu soția se mai ceartă, bine, nu la noi, dacă se mai ceartă, sau mai au, hai cum să numim altfel, mai au discuții contradictorii. În multe cazuri pe chestiuni foarte simple. Că ai spus lucrul ăsta. Ba n-am spus așa. De fapt n-ai nuanțat în toate felurile posibile și imposibile un lucru și s-au ajuns la o neînțelegere. Pentru că respectivul sau respectiv a interpretat într-un anume fel cuvintele alea, da? Orice cuvânt pe care îl citești are nevoie de interpretare. Sola Scriptura nu înseamnă că n-ai nevoie să interpretezi Biblia. Nu înseamnă lucrul acesta, da? Și sunt câteva exemple notabile în Sfânta Scriptură unde Domnul Iisus interpretează Scriptura pentru ucenici. Filip îl întreabă pe famen, înțelegi tu ce citești? Adică ești capabil să interpretezi ce citești? Nu-i suficient să citești? Și el zice, cum aș putea să înțeleg? Și el se suie în car și zice, textul ăsta e banal, nu are nevoie de interpretare, e clar că e vorba despre Domnul Iisus. Și el nu spune așa. Ia tâlcui Sfânta Scriptură, avea nevoie de interpretare, de tălmăcire. Pentru că atâtea mii de evrei nu interpretau în felul acela. Avea nevoie de tâlcuire și de tălmăcire. Da? Sola Scriptura nu înseamnă că Biblia nu are nevoie de interpretare. Toți ne apropiem de Scriptură cu anumite concepte, cu anumite prejudecăți. Toți, fără excepție. Și este un chin să stai în fața textului și să spui dacă cuvântul credință în textul ăsta, în pasajul ăsta, nu înseamnă asta.
Dacă cuvântul neprihănire nu înseamnă asta în pasajul ăsta. Dacă cuvântul ăsta la altar are altă semnificație decât alt pasaj. Și veți vedea unii dintre ei că spui, dar de unde crezi tu că pasajul ăsta, că cuvântul foc de aici înseamnă focul veșnic? Păi nu spune, să presupune că cităm din 1 Corinteni. Păi nu spune în Ioan. Prietene, stai puțin. Ioan poate s-a referit la ceva, Pavel în pasajul ăsta s-a referit la ceva. Poate Pavel în 1 Corinteni când folosește cuvântul foc se referă la ceva și când folosește cuvântul foc în alt pasaj se referă iarăși la altceva. La un foc de curățire, sau un foc de evaluare, sau un foc al judecății, sau focul iadului. Pot să fie mai multe variante. Sau focul prezenței lui Dumnezeu. Înțelegeți? Oamenii sunt obișnuiți să sară din verset în verset și cred că lucrul ăsta înseamnă sola Scriptura, că ei interpretează Biblia cu Biblia. Greșit. Greșit. 6. Sola Scriptura nu înseamnă că oricine poate interpreta Biblia și că oricine poate înțelege Biblia. Acum, ce vreau să spun? Cu mintea putem înțelege Sfânta Scriptură dacă ne o explică cineva. Cu mintea. Însă Sfânta Scriptură spune în 1 Corinteni capitolul 2, versetul 14, că omul duhovnicesc nu pricepe lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Și în context, dacă vă uitați, capitolul 1 și capitolul 2, omul firesc, mă scuzați, se referă la Evanghelie. Care este o nebunie, zice. Deci procesează grecul Evanghelia și spune asta e o prostie, domnule, nu are cum să fie așa ceva adevărat. Nu are cum. Ăsta despre care spune că a murit ca un tâlhar, ci Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu încarnat, ești nebun, prieten, du-te la somn. Pentru el e rațional, spune, e nebunie chestiunea asta. Pentru că el este firesc. Sola Scriptura nu înseamnă că poți înțelege oricum Biblia. Nu. Pentru că Scriptura ne arată că este necesară o iluminare a Duhului Sfânt asupra minții noastre ca să putem înțelege cuvântul lui Dumnezeu. De aceea cred că este fundamental pentru noi toți credincioșii când vrem să înțelegem Biblia să ne rugăm pentru înțelegerea Sfintei Scripturii. Să ne rugăm pentru înțelegerea Sfintei Scripturii și chiar rugându-ne pentru înțelegerea Sfintei Scripturii nu înseamnă că de fiecare dată noi vom veni cu o interpretare fără greșeală a Scripturii. Tu vii și îmi spui, frate Andrei, eu m-am rugat înainte să citesc textul și textul nu înseamnă ce ai spus tu, înseamnă ce am spus eu. Păi hai să discutăm. N-avem ce discuta că eu m-am rugat și Duhul Sfânt așa mi-a spus. Spunea fratele Radu Gheorghiță la București, ce faci dacă tu te pui pe genunchi și te rogi ca Dumnezeu să-ți dea lumină? Eu mă pun pe genunchi și mă rog ca Dumnezeu să-mi dea lumină și când ne ridicăm amândoi, tu spui un lucru și eu spun altul. Înțelegeți ce vreau să spun? Sola Scriptura nu înseamnă că oricine poate înțelege Sfânta Scriptură, da? Pentru că ea trebuie înțelesă duhovnicește, numai cu creierul. Și chiar și când nu o înțelegi, nu înseamnă că o vei înțelege totdeauna. Că tu nu ești Duhul Sfânt. Da? Noi nu avem o legătură din asta neîntreruptă cu Duhul Sfânt în sensul în care putem comunica oricând cu El și El ne vorbește așa la ureche. Nu avem. Nu avem. Ce spune articolul 1.6 din Mărturisirea de la Londra? Ia auziți. Cu toate acestea recunoaștem că iluminarea interioară dată de Duhul Sfânt este necesară pentru înțelegerea, ia auziți, pentru înțelegerea mântuitoare a lucrurilor revelate în cuvântul lui Dumnezeu. Există o înțelegere mentală a lucrurilor lui Dumnezeu și există o înțelegere mântuitoare a lucrurilor lui Dumnezeu. Adică să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, el să te mântuiască și să producă în tine mântuirea până la capăt, să o ducă până la capăt, dar să te sfințească cuvântul lui Dumnezeu. Acolo este nevoie de iluminarea Duhului Sfânt. Ei arată foarte clar principiul sola Scriptura în mărturisire, dar în același timp ne arată că avem nevoie de iluminarea Duhului Sfânt. 7. Nu înseamnă că traducerile Scripturii sunt autoritatea finală. Și aș vrea să lămuresc aici la ce mă refer. Două aspecte. În primul rând, este adevărat că noi când avem o traducere în mână ar trebui să o considerăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu fără eroare este manuscrisele originale. Și dacă cineva te poate ajuta cu limba greacă sau ebraică să înțelegi un anumit termen, o nuanță mai bine, nu ar trebui să spui, nu frate, eu citesc Cornilescu, asta e cuvântul lui Dumnezeu care ni l-a dat Dumnezeu nouă. Uite că nu Cornilescu a scris Biblia, Cornilescu a tradus Biblia. Și dacă iei 4-5 traduceri, pe aceleași texte vei vedea la un moment dat că nu m-a înțeles diferite. Nu spun că nu e tot cuvântul lui Dumnezeu, ci spun că ar trebui să ne folosim de toate ustensilele pe care le avem la dispoziție ca să găsim nuanțele exacte ale termenilor din cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și dacă putem să facem lucrul ăsta și Dumnezeu ne dă pricepere, ar trebui să facem asta
și să nu ne cramponăm. De exemplu, discutam cu cineva despre problema asta a trăirii în păcat. Și mi-a citat 1 Ioan, capitolul 3. Este o frământare pe care mulți credincioși, eu personal am avut-o în viața mea. Am citit 1 Ioan, capitolul 3, unde spune cine păcătuiește este de la diavolul. Și eu am zis, Domnule, sunt a diavolului. Pentru că eu ce fac? Păcătuiesc. Acum, dacă citești Sfânta Scriptură, vei vedea că există o diferență între a face păcat și a trăi în păcat. Procesați diferența? A face păcat și a trăi în mod continuu în păcat. Acum, limba greacă te ajută în punctul ăsta. Și Cornelescu te ajută. Dar limba greacă te ajută mai mult când folosește un participiu prezent, care la noi s-ar traduce cum gerunziul la prezent continuu. Făcând în mod continuu păcat. Acum nu poți să traduci de fiecare dată cuvântul trăind, făcând în mod continuu păcat, ca nimeni să nu aibă niciun dubiu asupra textului. Așa că când citești pasajul cine păcătuiește este de la diavolul, poți să-l spui în felul următor. Cine păcătuiește în mod continuu sau cine face în mod continuu păcat, da? Cine trăiește în păcat, cine are un stil de viață păcătos este de la diavolul. Nu cine face păcat. Cine face în mod continuu păcat. Că cine neagă care păcat, și ăla e de la diavolul, că e mincinos. Da? Și îl face mincinos pe Dumnezeu. De aceea este important să înțelegem că traducerile nu sunt infailibile, deși ele pot fi considerate cuvântul lui Dumnezeu. 7. Nu înseamnă că putem înțelege toate lucrurile la fel de clar. Sola Scriptura nu înseamnă că putem înțelege toate lucrurile la fel de clar. Chiar Biblia spune că nu putem înțelege toate lucrurile la fel de clar. Ia auziți. 2 Petru 3:16. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi. Auziți, unele lucruri greu de înțeles. Greu de înțeles. Dar, spune mărturisirea de la Londra foarte frumos așa, articolul 1, aliniatul 7. Nu toate lucrurile din Sfânta Scriptură sunt la fel de simple în ele însele. Și de asemenea, nu sunt la fel de clare tuturor oamenilor. Adică s-ar putea să fie clar, mie nu. Totuși, acele lucruri care sunt esențiale de știut, de crezut și de respectat pentru mântuire, sunt atât de clar expuse și explicate într-un loc sau altul din Sfânta Scriptură, încât nu doar cei învățați, ci și cei fără școală pot ajunge, folosind mijloace obișnuite, la un nivel satisfăcător al înțelegerii acestor lucruri. Auziți, acele lucruri care sunt esențiale pentru mântuire. Dar alte lucruri care nu sunt esențiale pentru mântuire, sunt mai greu de înțeles, alte lucruri. Vedeți cum se păstrează această tensiune. 8. Nu înseamnă că nu avem nevoie de învățători în biserică. Sola Scriptura, numai Biblia, eu cu Biblia. Sola Scriptura nu înseamnă eu cu Biblia. Sola Scriptura nu înseamnă eu autoritatea finală cu Biblia. Sola Scriptura nu înseamnă eu în cutie cu Biblia, cred ce vreau eu. Nu asta înseamnă. În timp ce Biblia spune că ea e singura sursă de autoritate, în același timp Scriptura ne vorbește despre învățători. Domnul Iisus a fost un învățător. Le-a tălmăcit, interpretat ucenicilor pe drumul Emausului lucrurile care erau cu privire la el. Tot ce era scris cu privire la el în Vechiul Testament. Filip a tălmăcit, da? 9. Sola Scriptura nu înseamnă că Biblia ne oferă informații specifice cu privire la toate lucrurile. Frate, eu trăiesc numai după Biblie. Acum, când te duci la doctor, n-ai să vezi că doctorul deschide Biblia. Sau la mecanic. Ia să văd, mă, ce piesă aici. Nu. Sfânta Scriptură nu ne oferă informații specifice cu privire la toate lucrurile. Am dat exemplele astea extreme ca să înțelegem absurditatea unei două. Pe mine nu mă interesează. Eu numai după Biblie. Este o aberație ce spui. Da? Sfânta Scriptură ne prezintă un conținut specific pentru a trăi viața creștină, pentru a fi mântuit și pentru a trăi pentru gloria lui Dumnezeu. Cât și toate lucrurile care sunt necesare pentru viața bisericii. Nu ce trebuie să faci tu când vrei să pui parchet în casă sau să schimbi chiveta. Și final, 10. Biblia nu, Sola Scriptura nu înseamnă că tot ce credem noi este afirmat expres în Sfânta Scriptură. Expres în Sfânta Scriptură. Adică explicit în Sfânta Scriptură. Nu tot ce credem noi, și bine și adevărat, este afirmat expres, explicit în Sfânta Scriptură. Vă citesc un articol, iarăși, din Mărturisirea de la Londra, 1, alineatul 6. Întreaga descoperire a lui Dumnezeu în ceea ce privește toate lucrurile care sunt esențiale, auziți cuvântul esențiale, pentru gloria lui, în ce privește mântuirea omului, credința și viața sa,
este fie prezentată explicit, fie conținută în mod necesar în Sfânta Scriptură. Îi fie explicit, fie conținută în mod necesar în Sfânta Scriptură. Acum, doctrina Sfintei Treimi, de exemplu, este o doctrină fundamentală pentru creștinism. Nu ești creștin dacă nu crezi în Sfânta Treime. În același timp, doctrina Sfintei Treimi este prezentată în foarte multe cazuri implicit. Avem tot materialul necesar ca să ajungem la doctrina Sfintei Scripturi. Tot materialul. Dar nu-ți spune Sfânta Treime niciodată în Biblie. Nu vei găsi expresia asta, da? Deși noi credem în Sfânta Treime. Același articol, partea a doua, spune așa. De asemenea, există unele aspecte ale închinării înaintea lui Dumnezeu și ale conducerii bisericii care sunt comune activităților omenești și organizațiilor, care trebuie ordonate în lumina naturii și bunului simț creștinesc, dar în acord cu regulile generale ale cuvântului lui Dumnezeu care trebuie respectate întotdeauna. Deci există anumite lucruri pe care trebuie să le hotărâm. De ce să avem la ora 10 adunare, duminică dimineața? Și un lucru important, s-ar putea să facem toată viața lucrul ăsta, venim la ora 10, unde scrie în Biblie? Frate, n-a spus că s-o la Scriptura? Unde spune în Biblie să venim la ora 10? Unde spune în Biblie să avem 2 ore? Mărturisirea spune în felul următor. Trebuie ordonate lucrurile acestea în lumina naturii și a bunului simț creștinesc, dar în acord cu regulile generale ale cuvântului Dumnezeu care trebuie respectate întotdeauna. Da? Este un bun simț creștinesc luminat de Duhul Sfânt. Și anumite reguli generale ale cuvântului Dumnezeu care ne ajută să hotărâm și aspectele astea. Da? Nu mi-o spune nicăieri în Biblie să avem băi în adunare. Spune? Spune să avem scaune sau bănci? Să filmăm, să nu filmăm? Să avem aer condiționat? Nu spune Biblie. Vedeți că nu trăim după Biblie, fraților. Nu înseamnă că tot ceea ce credem nu este afirmat expres în Sfânta Scriptură, dar înseamnă că există niște reguli generale ale Sfintei Scripturi pe care le aplicăm chiar și în chestiunile astea. Bun. Ce înseamnă principiul sola Scriptura? Ce înseamnă? Acum lucrurile vor deveni mai clare. Am vrut să dau balastul la o parte și multă mizerie. Ce înseamnă sola Scriptura? Vă dau o definiție simplă. Ia auziți. Sola Scriptura înseamnă că Scriptura este autoritatea finală, inspirată, infailibilă și suficient în ce privește mântuirea omului, credința și practica bisericii și trăirea pentru gloria lui Dumnezeu. Repet, sola Scriptura înseamnă că Scriptura este autoritatea finală, inspirată, infailibilă, suficientă în ce privește mântuirea omului, credința și practica bisericii și trăirea pentru gloria lui Dumnezeu. O să vă pot da materialul ăsta în caz că vă interesează gratuit. Bun. Le luăm pe rând. Sola Scriptura înseamnă că Biblia este autoritate finală. Deci, nu înseamnă că Biblia este singura autoritate, ci că Biblia este autoritatea finală. Calvin spunea în felul următor: aprob doar acele instituții umane care sunt fondate pe autoritatea lui Dumnezeu și derivate din Scriptură. Deci el nu respinge toate instituțiile umane, el nu încurajează la anarhie, noi nu mai respectăm nimica. Face numai ce spune Biblia. Nu, că Biblia ne prezintă anumite autorități umane, da? Dar spune că Biblia este autoritatea finală. Biblia mă judecă și pe mine și pe Papa și Biserica Catolică și Biserica Creștină Baptistă și orice există. Biblia judecă totul, da? Doi, înseamnă nu doar că Biblia este autoritate finală, ci că Biblia este inspirată. Ce înseamnă că Biblia este inspirată? Inspirația Scripturii înseamnă că Biblia vine de la Dumnezeu, nu este o carte de origine umană. Asta înseamnă inspirația Scripturii. Așa că atunci când scrieți, când compuneți o cântare sau o poezie, să știți că n-ați fost inspirați. Doar cei care au scris Biblia au fost inspirați. Am fost inspirat să pun frână mai devreme. Nu ai fost inspirat. Ai avut un impuls. Nu zic că nu vine la Dumnezeu, dar n-ai fost inspirat. Inspirația este o lucrare specială care nu mai este activă astăzi, dată unor oameni speciali ca să scrie Sfânta Scriptură. Dacă n-ar exista inspirația Sfintei Scripturi, n-ar avea sola Scriptura. Dacă Biblia nu e de la Dumnezeu, de ce să o credem? Dacă Biblia nu e revelată de la Dumnezeu, de ce să o credem? Vedeți cum se leagă lucrurile? Primul punct, Biblia este autoritate finală. Al doilea punct, Biblia este inspirată. Scriptura este inspirată. Ea este autoritate finală fiindcă a fost inspirată de Dumnezeu. Și al treilea punct, pentru că Biblia este autoritate finală și inspirată de Dumnezeu, înseamnă că Biblia este infailibilă sau fără greșeală. Acum sunt unii oameni care astăzi vin și ne arată într-un fel sau altul: uite, am găsit o greșeală în Biblie, am găsit o contradicție în Biblie. Cu trecerea timpului s-au scris cărți foarte bune și au lămurit multe chestiuni din astea care
pentru o anumită perioadă de timp au părut contradictorii și oamenii au zis, nu mai putem crede în Biblie, că aici sunt niște contradicții. Au venit niște oameni cu capul pe umeri, au studiat chestiunile mai în profunzime și au dovedit că nu există niciun fel de contradicție în Biblie. Da? Bun. Dar unii zic, domnule, noi recunoaștem, unii zic că în Vechiul Testament sunt contradicții și Noul Testament a lămurit și ar trebui să acceptăm numai Noul Testament, nu Vechiul Testament. Alții spun că există erori peste tot în Sfânta Scriptură, dar există și mesaje fără greșeală. Dacă, vă spun, dacă ar fi o singură greșeală în Biblie, n-ai mai putea avea încredere în Biblie și Biblia n-ar mai fi autoritate. De unde știi că greșeala aceea nu este exact în punctul, de exemplu, mântuirii? De unde știi că nu tocmai acolo greșește și tratezi veșnicia pentru simplu fapt că Biblia greșește tocmai acolo? Cine va hotărâ dintre noi unde Biblia greșește și unde nu greșește? După ce criterii va hotărâ? Cine dă criteriile alea? Dacă eu aș veni și spun, vă spune unde Biblia greșită, ar trebui să mă întrebați, dar cine ești tu? Cine ești tu, domnule, să ne spui tu că ai autoritatea și înțelepciunea și lumina și după ce carte, după ce standarde hotărăști ce e bun și ce e rău? Intrăm într-o junglă fără margini. Dacă se trezește alt nebun într-o zi și care spune, nu ce v-a spus fratele Andrei că e rău, de fapt e bun, și ce v-a spus el că e bun, e rău, vă spun eu de ce. Imaginați-vă unde ne ajunge. Este necesar ca să credem în infailibilitatea Scripturii, adică Biblia este fără greșeală. Biblia este fără greșeală. 4. Sola Scriptura înseamnă că Biblia este suficientă. Suficientă. Pentru ce e suficientă Biblia? Scriptura este suficientă pentru lucruri care țin de mântuire, credința și viața creștină trăită pentru gloria lui Dumnezeu, da? Așa spune și mărturisirea, foarte frumos. Prin asta vreau să nu scot din calcul, cum am mai spus, faptul că există anumite materiale ajutătoare în interpretarea și aplicarea Scripturii. Asta facem în predică. Sola Scriptura, deși înseamnă că este suficient, ea ne dă material suficient. Dar nu dă explicații la fiecare verset așa pe margine. Lucrul acesta ne l-a lăsat Dumnezeu nouă. 5. Și foarte important punctul acesta. Sola Scriptura înseamnă că Biblia este clară. Acesta a fost unul dintre principiile pe care catolicii l-au respins. De ce n-au tradus Biblia în limbile unde biserica a ajuns să fie plantată? De ce? De ce pentru sute de ani, 1000 și ceva de ani, ei vorbeau în limba lor, nimeni nu înțelegea. Nimeni nu înțelegea nimic. Absolut nimic. Pentru că ei credeau că proștii, poporul, nu poate să interpreteze Biblia și să o înțeleagă. Și vă spunem noi ce ar trebui voi să înțelegeți din Biblie. Dar mă, zi-mi întâi ce spune Biblia și apoi spun ce înseamnă Biblia. Nu! Vă spunem direct numai ce înseamnă Biblia. Asta este tragedia veacurilor. Asta e tragedia. Că oamenii au mers pe presupoziția că Biblia nu este clară. Biblia este clară în aspectele ei fundamentale. Dacă Biblia n-ar fi clară, atunci într-adevăr avem nevoie ori de papa, ori de biserică, ori de păstori, ori de învățători, ori de nu mai știu cine, ca să fim mântuiți. Dar n-avem nevoie să fim mântuiți de lucrurile astea. Un om care stă singur în fața Scripturii are tot materialul necesar ca să ajungă la înțelegerea mântuirii sale. Nu va înțelege toate doctrinele din Sfânta Scriptură, dar va înțelege clar cum să fie mântuit. Că așa a hotărât Dumnezeu. Este clar lucrul acesta, este clar lăsat de Dumnezeu chiar și pentru ca omul fără minte să poată fi mântuit. Dacă lucrurile nu ar fi așa, dacă nu am crede în claritatea Sfintei Scripturi, înseamnă că Dumnezeu ne-a lăsat o carte cifrată. Claritatea Sfintei Scripturii nu înseamnă că nu mai este nevoie de interpretare, da? Dar înseamnă că Dumnezeu a rostit niște mesaje la un moment dat atât de clare încât interpretarea e banală, e simplă, da? Asupra textului. Dacă n-am crede în claritatea Sfintei Scripturii, înseamnă că Dumnezeu ne-a dat o carte cifrată. Și de ce ne-a fi dat Dumnezeu o carte cifrată? Dacă n-am crede în claritatea Scripturii, a doua implicație foarte gravă și foarte serioasă, cel puțin în relația noastră cu bisericile catolice și ortodoxe, este că autorii Sfintei Scripturi, adică de exemplu apostolii și Domnul Iisus, n-au fost suficient de clari. A trebuit să vină ucenicii apostolilor, de exemplu, da? Sau cum îți numiți părinții bisericii sau sfinții părinți din secolul 2, secolul 3, secolul 4 și ei să ne spună, mă, vă spunem noi ce au vrut să spună apostolii. Dar știi ce ar transmite ei prin afirmația asta? Că apostolii nu au fost suficient de clari. Nici Iisus n-a fost suficient de clar.
Când a spus cine crede în mine are viața, nu stați, vă spunem noi ce înseamnă de fapt treaba asta, că voi nu aveți cum să-L înțelegeți pe Domnul Iisus. Adică vrei să pretinzi că tu ești mai clar decât Iisus? Asta e pretenția, nu? Dacă nu crezi în claritatea Scripturii, înseamnă că altcineva. Și acum, dacă eu îl citesc pe un părinte al bisericii și spun, păi uite, părintele ăsta bisericii justifică doctrina mea despre mântuire. Ortodoxul îți vine să spună, nu, tu n-ai voie să spui ce înseamnă ce a spus părintele bisericii. Îți spunem noi tradiția bisericii după alte câteva secole ce au vrut să spună părinții bisericii despre ce au spus ucenicii apostolilor, despre ce au spus apostolii. Așa că avem la nu știu câta generație care îți explică ei ce au vrut să spună toți dinainte și tu nu mai poți să înțelegi nimica. Da? Cu alte cuvinte au sechestrat nu doar mesajul Sfintei Scripturi, ci și tradiția. Au sechestrat-o, au luat-o pentru ei și numai ei pot să spună ce înseamnă lucrul ăsta. Imaginează că ei pot să facă absolut ce vor cu tine. Pentru că tu nu poți să înțelegi. Tu nu ai dreptul să spui ce înseamnă lucrul ăla banal pe care îl citești. Pentru că numai ei știu. Harul înțelegerii și a interpretării numai în biserică. Numai la cei unși, da? Unși. Chirotonisiți. Da? Biblia este clară în aspectele ei fundamentale. 6. Biblia este necesară. 1. Nu putem fi mântuiți. 2. Nu putem trăi viața de credință și sfințenie. 3. Nu putem trăi pentru gloria lui Dumnezeu. 4. Nu putem să avem o viață a bisericii după voia lui Dumnezeu fără Biblie. N-avem cum. Nu avem cum. Fără revelație. Fără revelație. Acum, în caz că vi se va ridica întrebarea asta în cap, vă răspund dinainte la ea. Dom'le, dar cum o trăit ăștia când nu a fost Biblie? O trăit prin revelația care încă nu era scrisă. Dar tot revelația a fost din grădina Edenului, Dumnezeu s-a revelat, a comunicat, a vorbit cu omul. Iar Dumnezeu a hotărât la un moment dat ca această vorbire, revelația lui Dumnezeu, să fie scrisă, inscripționată. Da? Că mulți zic și ne atacă cu ideea, ce s-o la Scriptura? Păi în Noe ce Scriptură a avut? Noe a avut cuvintele lui Dumnezeu, nu le-a avut scrise, le-au avut vorbite, dar le-a avut. Da? Și a existat, bineînțeles, până a fost scris cuvântul lui Dumnezeu, o tradiție. Dar o tradiție a cuvintelor lui Dumnezeu. Nu o tradiție a ideilor omului despre cuvântul lui Dumnezeu. Da? Existau 6, dar astea nu erau autoritare. De ce avem nevoie de acest principiu al reformei? De ce avem nevoie de el? În primul rând, este singurul mod în care se poate evita încărcătura de practici, doctrine false, nebiblice și anticreștine. Vă rog să-mi dați din Biblie unde Maria este mijloacitoare. Unde în Biblie ni se spune că ne putem ruga ei? Unde în Biblie se spune că Maria nu a mai avut copii? Unde în Biblie se spune că trupul Mariei a fost ridicat la cer? Care au fost doctrine care s-a acceptate de Biserica Catolică de câteva sute de ani? Unde scrie în Biblie? Unde scrie în Biblie că Papa are infailibilitate când vorbește el? Unde scrie în Biblie treaba asta? Nu scrie în Biblie. Vedeți așadar când ai lăsat, când spui că pe lângă, ei nu spun că Scriptura nu e autoritate, spun că nu-i singura autoritate și nu-i suficientă. Și pe lângă Biblia atunci poți să aduci cât balast vrei tu. Cât balast vrei tu. Pentru că la urma urmei biserica arată cu totul diferit de ce a intenționat Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Cu totul diferit. Singurul mod de a scăpa de practici false, doctrine false, nebiblice, anticreștine, este să rămânem pe temeiul Sfintei Scripturii. Bisericile evanghelice, cred eu, acum nu o să trăiesc câteva sute de ani ca să se poată demonstra lucrul acesta și profeția pe care o fac acum, care nu e infailibilă, da, cu ghilimele de rigoare. Bisericile evanghelice vor ajunge să aibă la fel de mare reformă ca Biserica Catolică și Ortodoxă. Pentru că aduc în interiorul lor, în credințele lor, în practicile lor, la fel de multe lucruri care nu au nicio treabă cu Biblia. Dar toți le respectă cu conștiinciozitate. Toți, fără niciun fel de problemă. 2. Avem nevoie de acest principiu al reformii pentru că în cazul renunțării la sola Scriptura, o elită de indivizi dețin control asupra înțelesului Scripturii. Dacă nu crezi că Scriptura este cea care vorbește, da? Este Scriptura singurul loc în care găsim ce vrea să ne spună Dumnezeu, atunci se va trezi întotdeauna o elită, un om, un profet, un întemeietor de regie, care ne va spune că noi n-avem cum să înțelegem Biblia, ne spune el cum trebuie să o înțelegem. Da? De aceea este important să păstrăm principiul ăsta. 3. Este singura modalitate în care putem cerceta învățăturile și învățătorii. Cum știți că ce spun eu e greșit sau nu? Păi te uiți în Biblie.
predică, mi se pare absolut genial exemplul ăsta, predică Pavel în Berea și ăștia nu au niciun fel de problemă să-l verifice pe Pavel după Biblie. Și Pavel nu se simte ofensat de chestiunea asta. Pentru că el însuși demonstra toate doctrinile și învățăturile și practicile din Sfânta Scriptură. Da? 4. Doar așa păstrăm autoritatea finală a lui Dumnezeu. Sola Scriptura înseamnă de fapt că doar Dumnezeu este autoritatea noastră finală. Nu înseamnă că idolatrizăm o carte, că ne închinăm unei cărți, ci înseamnă că cel care a vorbit și ale cărui cuvinte au fost consemnate în cartea aceea, el este autoritate finală. El este autoritate finală. Câteva lucruri practice. Câteva atacuri în postmodernism ale acestui principiu. Ce avem astăzi? Așa am numit, mai ironic, dar așa am numit. Principiul sola cultura. Oamenii s-au apropiat de Biblie și au început să taie în ea după buna lor plăcere, spunând lucrul ăsta e cultural. Ăsta a fost cultural atunci, ăsta a fost cultural atunci, ăsta a fost... Nu că nu exista lucruri culturale atunci. Și pentru că sunt culturale, sunt chestii secundare, am tăiat din Biblie ce am vrut noi și am rămas așa, domnule, cu niște aspecte foarte importante, fundamentale, zic ei. Sună bine. Și eu sunt de acord că aspectul mântuirii e aspectul fundamental. Sunt de acord că trăirea pentru gloria lui Dumnezeu este un aspect fundamental. Sunt de acord că Sfânta Treime e un aspect fundamental, Dumnezeirea lui Hristos e un aspect fundamental. Însă în același timp nimeni nu ne dă dreptul nouă ca să judecăm Biblia după cultura noastră. Pentru că cultura noastră se modifică în foarte multe aspecte. Ispita este să venim asupra Scripturii și să spunem, domnule, lucrul ăsta nu mai putem să-l acceptăm în vremea în care noi trăim, că este un lucru cultural. Repet, sunt lucruri culturale, dar lucrul ăsta te pot demonstra clar din Biblie. Nu mă duc cu cultura asupra Bibliei și distrug Biblia și transform totul în cultural, ci las Sfânta Scriptură să mă învețe ce anume din cultură poate fi păstrat, poate fi corectat și așa mai departe. Un alt atac foarte, foarte important este sola experiența. Sola experiența. Frate, Duhul îmi spune mie că în situația asta ar trebui să facem așa. Când îți spune chestia asta, îți bagă pumnul în gură, nu? Dacă lui i-a spus Duhul. Cine ești tu să chestionezi ce i-a spus lui Duhul? Eu am auzit persoane cărora le-a spus Duhul să divorțeze. Persoane cărora le-a spus Duhul că e ok pornografia și masturbarea. Persoane cărora le-a spus Duhul că poți să căsătorească cum s-a căsătorit, în ghilimele, Avram cu Agar. Foarte mulți oameni au avut o felul de revelație și fiecare dintre noi avem... povești pe care le-am întâlnit chiar în experiența noastră. Le-a spus Duhul. Le-a spus Duhul. Sola experiența. Da? Să vii cu experiența ta sau, uite, subiectul pierderii mântuirii. Cu foarte mulți nici nu ajung la textul biblic. Departe s-au ajuns la textul biblic. Știu eu pe cineva ce e aia? Experiența lui. Știu eu pe cineva care. Frate, o fost botezat cu Duhul Sfânt și... De unde știi tu? Ce ai tu, pocăințometru? Să verifici tu care, cât s-a pocăit, cum s-a pocăit, cât de real a fost, ce s-a întâmplat în viața lui sau care, ce detector ai tu din ăsta infailibil că spui sigur și pentru că experiența mea este așa, înseamnă că ce spune textul ăsta, asta e. Sola experiența. Din păcate s-ar putea să ne ducem și noi la alte pasaje din Sfânta Scriptură cu același principiu, cu experiența noastră și interpretăm Biblia în funcție de experiența noastră. Sola știința avem astăzi. Avem oameni în mediul evanghelic care nu mai cred că Adam a fost o persoană istorică. Nu cred că Adam a fost o persoană istorică. Nu cred că Geneza este o carte care ne spune ce s-a întâmplat istoric în lumea asta. Este un limbaj metaforic. Este o figură de stil ce spune acolo. Nu că Dumnezeu a făcut hocus pocus, domnule. Ce? Dumnezeu e vrăjitor sau ce? Și prin anumite ironii din asta mai puțin finuțe, vin cu știința, pentru că știința, ne simțim prost să le spunem unor oameni atât de evoluați și de înțelepți și de iluminați, că noi credem că lumea a fost creată în 6 zile și că a existat un Adam, primul om din umanitate. Și pe aia să ne întreabă, dar cum a făcut, cum s-a reprodus umanitatea? Păi s-au căsătorit niște fete de-a lui Adam cu tot niște băieți de-a lui Adam. Ha, ha, ha. Și noi ne simțim prost că le spunem treaba asta. Păi și astăzi, de ce să nu mai facem așa? Și datorită unor întrebări de genul ăsta sau datorită unor obiecții și unor bajocuri și anumitor lucruri care vin din știință, noi zicem, domnule, de fapt, cred că Biblia nu are cum să însemne lucrul ăsta. Noi acceptăm autoritatea Scripturii. Aici e de fapt un limbaj metaforic, niște figuri de stil și trebuie să înțelegem lucrurile puțin altfel, pentru că știința ne spune astăzi că trebuie să înțelegem lucrurile altfel. Și de fapt știința e autoritatea ta, nu Biblia.
Tu nu ai ajuns la, de la Biblie la procesul evoluției. Noi am ajuns de la Darwin la Sfânta Scriptură și vrei să distrugi Biblia pentru că un tip i-a trecut o idee prin cap și a încercat după aia să o justifice. Sola păstorul. Ați auzit de sola păstorul? Nu te lua de unsul Domnului. Frate, te atingi de unsul Domnului. Știi ce a spus David? Să nu te iei de unsul Domnului. Mâine fac o apologie. Să vezi cât funcționează ungerea. Dacă spune prostii, n-are nicio ungere. Ce ungere are dacă eu aș predica prostii din Biblie? Spune Dumnezeu, dar măi, ai ungere, ce să fac acum? Trebuie să te asculti, să asculte ăștia prostiile că ți-am dat ungerea. Ce să fac dacă te-am hirotonisit? Acum asta e. Nu există așa ceva. Eu am, John MacArthur spunea într-o predică recentă, după 50 de ani de păstori în aceeași biserică, eu am autoritate atâta timp cât spun ce spune Sfânta Scriptură. Spune, aparte de autoritatea asta, nu am nicio autoritate. Eu am autoritate când spun sau fac ce spune Biblia. În biserică, acasă, în viața mea personală. Atât. Dar unii... Acum, am mai spus lucrul ăsta, nu ne convine, mai ales că avem așa, am mistificat puțin funcția asta de păstor, de preot. Am preluat asta din ortodoxism. Domnul, e omul cu hal. Fă ce zice popa, nu ce face popa, lasă că pe el îl judecă Dumnezeu să nu mă ating eu de el. Și oamenii sunt prostiți în felul ăsta și se duc ca oile spre pierzare. Se duc ca oile spre pierzare. Pentru că au fost învățați în felul ăsta. Ăla e omul cu harul. Nu te atinge de el, nu zici nimica de el. Lucrurile nu merg așa. Da? Nu el definește ce spune Sfânta Scriptură. Da? Sola profeția. Acum aș vrea să lămuresc un aspect. Eu nu vreau să intru acum în discuția asta de continuaționism, cesaționism, dacă se continuă darurile sau nu. Toți creștinii cred în daruri. Nu toți creștinii cred că darurile revelatoare se continuă astăzi. Noi credem în darurile revelatoare. Dar credem că darurile revelatoare au încetat, dar credem în ele. Da? Noi ne folosim de darurile revelatoare pentru că prin darurile revelatoare s-a scris Biblia. Ok? Dar sunt creștini sănătoși, aș spune, care cred în darurile revelatoare. Cred că există profeție. Eu am întâlnit cazuri de acestea patologice în care indivizi care au ajuns la situații foarte importante din viața lor, nici măcar nu au deschis Biblia. Primul impuls care a fost și care le-a venit, nu a fost, mă, ce spune oare Biblia despre o situație ca asta? Primul impuls a fost asta. Și sunt persoane care au telefoanele la voice memo sau la record acolo, au telefoane pline cu vorbe profetice, cu revelații de la Dumnezeu. Repet, nu spun că nu-s creștini sănătoși, că nu-s creștini autentici. Eu însumi am fost calvinist, reformat și am crezut în continuitatea darurilor miraculoase sau revelatoare. Într-adevăr, n-am avut niciodată pe telefon înregistrate profeții, că nici nu mă duceam. Eram puțin mai sceptic. Dar mie mi se pare asta o problemă foarte gravă. Și dacă crezi în continuitatea darurilor, dacă primul tău impuls e ăsta, să mă duc acolo, să mă duc la o seară de nu știu ce, să-mi vorbească Domnul prin nu știu cine, ai o problemă. Deci ai o problemă. Și multe din persoanele acestea și după ce au auzit acel cuvânt profetic, nu s-au dus să vadă după Biblie. Dacă lucrul ăla e adevărat sau nu. Dacă îl verifică după Biblie, și Biblia lămurește chestiunea aia, nu mai văd ce nevoie a fost să ducă să afle lucrul respectiv. Da. Biblia ne lasă principii generale pentru toate situațiile din viața noastră. Pentru toate situațiile din viața noastră. Da, și am atacat și principiul acesta, sola interpretarea mea, nu? Cam asta, ăsta e cel mai puternic principiu astăzi. Sola ce cred eu? Eu cu Scriptura. Unii înțeleg sola Scriptura, eu cu Scriptura. N-am nevoie de nimeni, n-am nevoie de cărți, n-am nevoie de comentarii, n-am nevoie de crezuri, de catehisme, de mărturisiri, n-am nevoie nici de frați, nici de biserică, eu singur acasă. Mai sunt unii care scriu pe internet, frate, ce bine ai zis de ăla, eu de asta nici nu mă mai duc la biserică. Ți-ai puțin. Nu mă folosi pe mine ca acoperitoare pentru prostiile tale și practicile tale eretice. Că eu niciodată n-am spus ce crezi tu. Eu n-am spus că tu poți să stai singur acasă și să fii creștin și să interpretezi Biblia după capul tău. Și nu mă interesează dacă îmi dai dreptate, pur și simplu. Nu mă ajută cu nimic. Nu mă interesează lucrul ăsta. Da? Nu înseamnă sola Scriptura că eu sunt singur cu textul biblic și nu am nevoie de nimeni. Da, Dumnezeu mă poate lămuri în aspectele fundamentale, dar ar trebui să am smerenie și să înțeleg că Dumnezeu de-a lungul viacurilor a lăsat oameni mai deștepți decât mine, planeta Pământ. Asta e. De obicei,
nu oameni foarte înțelepți spun treaba asta. Eu n-am nevoie de nicio carte. Dacă te uiți la viața lor, vezi că nu-s foarte... Și nu cred că e o chestiune legată de IQ. Cred că e o chestiune legată de mândrie. Cât de mare ții mândria. Cu cât ești mai smerit, cu atât zici, mă, cred că am nevoie și de părerea altul. Ia să mă duc să-l întreb pe ăsta. Și chiar și în chestiunea asta. Ia să-l întrebi pe ăsta, ia să-l întrebi pe ăsta. Ia să citesc ce-o spus și alții. Poate au fost oameni mai deștepți decât mine pe planeta asta. Poate Dumnezeu a lăsat oameni mai iluminați decât mine. Ce zice? Tot lăsat? Cu siguranță a lăsat. Cu siguranță a lăsat. Dacă nu cred că a lăsat, atunci sigur am nevoie de lumină. Multă, multă lumină. Și în final, care este susținerea biblică și logică a acestui principiu? Vă dau rapid, nu trebuie să le notați, câteva dovezi biblice. De exemplu, în Vechiul Testament, încă de la creație, Dumnezeu și-a mediat relația cu omul prin revelație, prin cuvânt. I-a făcut promisiuni, i-a dat porunci, da? Primul atac al diavolului în grădina Eden a fost asupra ce? Oare a zis Dumnezeu a fost asupra cuvântului lui Dumnezeu? Asta a fost primul atac din univers. Diavolul nu și-a schimbat obiceiul, să știți. Apoi, dacă vă uitați în Scriptură, speranța tuturor credincioșilor pentru mântuire a ținut de niște promisiuni pe care le-a făcut Dumnezeu, chiar din grădina Edenului. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpului. A fost o revelație cu privire la mântuire. Revelație care s-a transmis mai departe și care a fost îmbogățită de Dumnezeu cu alte revelații. Dumnezeu, în nenumărate rânduri, spune că și-a reamintit de legământul pe care l-a făcut cu unul și altul sau promisiunile pe care le-a făcut. Dumnezeu însuși se raportează la revelația pe care El a dat-o. Dumnezeu însuși s-a legat prin cuvântul Lui. V-am promis, am făcut un legământ cu voi și v-am spus că fac următorul lucru. Dumnezeu și-a adus aminte de promisiunile făcute lui Avram și a acționat. Deci Dumnezeu se leagă pe sine prin revelație. Și dacă Dumnezeu își ia așa de serios revelația pe care El a dat-o, cu atât mai mult ar trebui să facem noi lucrul ăsta, nu? Dacă vă uitați, de exemplu, la Moise în Egipt, când se duce Moise, Moise nu îl întreabă pe faraon dacă el crede în revelația biblică, dacă crede în darurile revelatoare, dacă crede în prorocie. Ce spune Moise? Știți cum începe Moise mesajul lui? Așa vorbește Domnul. Dar cine e Domnul nu știu ce? A doua oară când se duce Moise, nu se duce cu niște argumente științifice la faraon. Așa vorbește Domnul. El aduce revelația lui Dumnezeu. Și persoane care era cea mai puternică la vremea cunoscută pe pământ, persoane acestea îi se adresează vorbind ce spune Dumnezeu. Și el nu justifică autoritatea lui Dumnezeu. El se raportează, Dumnezeu așa mi-a spus, eu așa spun ție. Trebuie să ascult de Dumnezeu dacă nu încasez. Ceea ce s-a și întâmplat. Da? Ceea ce s-a și întâmplat. Apoi Dumnezeu dă o mărturie puternică când cu însuși degetul lui scrie cuvintele lui, legea pe tablele de piatră. Și pune tablele de piatră în chivot și chivotul în Sfânta Sfintelor. În locul prezenței lui Dumnezeu. Arătând că este un cuvânt sfânt. Și după aceea legea a fost judecat poporul lui Dumnezeu, da? Când găsiți momente tragice în viața poporului Israel, vedeți că veți citi afirmații de genul acesta. Cuvântul era rar în vremea aceea. Întotdeauna când istoria poporului Israel este descrisă în termeni negri, negativi, întotdeauna este o problemă cu relația lor cu cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna este o problemă cu relația lor cu cuvântul lui Dumnezeu. Când spune Scriptura că va fi o foame după cuvântul lui Dumnezeu, nu-i pozitiv acolo. Ci că nu vor mai avea cuvânt al lui Dumnezeu. Este o pedeapsă de la Dumnezeu, da? Orice reformă notabilă în Vechiul Testament a fost o descoperire a religii lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu, da? Plecarea în robie a fost pentru faptul că poporul Israel a respins legea lui Dumnezeu și s-a dus spre idol și imoralitate. Când s-au întors din exil, faceți aminte de Ezra, de Neemia, adunările acelea publice în care au citit cuvântul lui Dumnezeu ore întregi și după aceea preoții au tălmăcit cuvântul lui Dumnezeu. Da? Dacă ne ducem în Noul Testament, Domnul Iisus spune, este împlinirea legilor și profeților. A Vechiului Testament, Domnul justifică principiul ăsta sola Scriptura. Domnul Iisus apelează la Scriptură când este ispitit cu diavolul de fiecare dată. Nu apelează la tradiție. Știți cum, când diavolul citează din Biblie, Domnul Iisus nu răspunde, dar știi ce spun rabinii la chestia asta care ai spus-o tu? Tu știi ce spune tradiția iudaică la treaba asta? Nu. Domnul Iisus citează la fel din Scriptură. Da? Domnul Iisus folosește frecvent Biblia în discuțiile cu oponenții lui. Domnul Iisus Hristos își luminează ucenicii de fiecare dată cu Sfintele Scripturii. Domnul Iisus mustră pe învățătorii vremii sale pentru schimbarea învățăturilor Scripturii cu datinile lor.
Duhul Sfânt este numit Duhul Adevărului. Este promis că va veni și va descoperi lucrurile pe care le-a revelat Domnul Iisus și că ne va călăuzi în tot adevărul. Și Duhul Sfânt este acela care a inspirat autorii Noului Testament ca să scrie Sfânta Scriptură, da? Beneficiile extraordinare ale Sfântului Scripturii sunt iarăși o dovadă extraordinară a faptului că Scriptura este necesară, este autoritate finală. Noi, credincioșii, suntem responsabilizați, chemați să judecăm totul după cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, 2 Tesaloniceni 3:14. Dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun legătură cu el, nicio legătură cu el ca să fie rușine. Vedeți ce serios e cuvântul lui Dumnezeu? Nu ascultă de cuvânt, înseamnă-l să n-ai nicio treabă cu el. Dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită pe cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie blestemat. Evanghelie care este notată în Sfânta Scriptură, da? Și apoi, final, un alt argument. Destinul veșnic al oamenilor depinde de așezarea sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Zice că vor fi nimiciți într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Iar 2 Petru, cei neștiutori și nestatornici răstălmăcesc epistolele lui Pavel ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. O interpretare greșită a Sfintei Scripturi duce la pierzare. Da? Acesta este pe scurt principiul sola Scriptura. Scriptura este singura noastră autoritate pentru credință, practică, viața bisericii și trăirea pentru gloria lui Dumnezeu. Amin.